Începând de marți, Edi Sinadinović nu mai face parte din lotul tigrilor. Jucătorul sârb, care a evoluat timp de șapte etape și două meciuri în Cupa României pe postul de conducător de joc, respectiv pe poziția a doua, a decis că nu mai dorește să evolueze în culorile alb-albastre și a solicitat încheierea pe cale amiabilă a contractului cu BC Mureș. Miercuri, în urma speculațiilor apărute pe un site de basket, conducerea clubului și agentul jucătorului Sobotibor au infirmat zvonul potrivit căruia jucătorul ar fi plecat din motive financiare. Mai precis, neplata salariilor. Edi Sinadinovic era liderul echipei la puncte cu 15,1 nu reușite per meci și la pase decisive cu de 4 per partidă.